Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la Cartea Săptămânii la microfon Cristian Ivaneș. Și să știți că expresia asta la microfon Cristian Ivaneș are legătură cu cele două volume pe care am să vi le prezint în această emisiune. Este vorba despre Ultimul deceniu comunist, scrisori către Radio Europa Liberă, două volume, scoase la Polirom în 2010, respectiv 2014. Mi-amintesc că am așteptat foarte mult pentru volumul al doilea. Așa arată primul volum, așa arată volumul al doilea. Sunt cărți document. Despre ce este vorba Ultimul deceniu comunist? Evident, scrisori către Radio Europa Liberă. Probabil vă amintiți că, în mod mai mult sau mai puțin inexplicabil, din România ceaușistă ieșau scrisori către Europa Liberă, ceea ce era absolut incredibil. Unele mai ajungeau dincolo. Și am ales trei scrisori pentru a vă citi în această emisiune. Una, era interesant cum se semnau acei expeditori. Una este un grup de 16 muncitori dintr-o fabrică bucureșteană, decembrie 1981, difuzată la 23 mai 1982. Ajungeau uneori foarte greu aceste scrisori. Uneori prin poștă, pur și simplu, alteori prin diverse căi date unor occidentali care erau prin România. Ăia se duceau, nu erau neapărat din RFG, le puneau din Italia, din Franța, din Anglia. Și ajungea cu oarecare întârziere. Și zice așa acest grup de 16 muncitori dintr-o fabrică bucureșteană în scrisoarea către Radio Europa Liberă din decembrie 1981. Scrisoare. Suntem un mic grup de români în număr de 16 persoane de la o întreprindere care are peste 3.000 de muncitori. Datorită postului de Radio Europa Liberă, pe care îl ascultă cu multă plăcere și interes aproape toți cetățenii și chiar milițienii, securiștii și membrii de partid, suntem ținuți la curent cu evenimentele din lumea întreagă. De asemenea, multe știri din propria țară nu le-am cunoaște dacă nu le-ar difuza postul de Radio Europa Liberă. Stimate domnule director, dezastrul economic din țara noastră este catastrofal. Acest lucru îl vede tot poporul, dar nu înțelegem de ce îl și acceptă. Ce interesant, scriu muncitorii ăștia în decembrie 81. Atenție! În fabrica noastră, care numără, după cum v-am spus, peste 3.000 de muncitori, toți sunt nemulțumiți și nu-și vorbesc, cum se spune la noi, făcând bisericuțe. Am încercat să-i atragem, să facem ceva, le-am vorbit de sindicatul SLOMR, dar am constatat următoarele. Majoritatea sunt la curent cu emisiunile postului de Radio Europa Liberă, toți sunt de acord că ar trebui făcut ceva, dar când este vorba de a se trece la acțiune, nimeni nu mai suflă un cuvânt. Le este frică. Această frică, dacă nu ar exista, în special neîncrederea că cel cu care vorbești nu te trădează, s-ar ajunge la un rezultat. Ne lipsește un conducător cu inițiativă și răspundere. Suntem numai muncitori cu greutăți familiale și desigur că fiecare se gândește că dacă l-ar lua securitatea, ce va deveni familia sa? Nu avem niciun intelectual printre noi care să gândească și să știe când și unde să pună punctul pe i, zic acești 16 muncitori dintr-o fabrică bucureșteană în decembrie 1981. Mulți, foarte mulți dintre muncitori la ora de pauză nu au ce mânca. Cele 15 minute stau triști, singuri și fumează. Iar cei care au câte ceva la ei, unii își împart cu câte un coleg, alții mănâncă retrași și stingeriți. Când avem ocazia, deschidem discuția despre sindicatul Solidaritatea din Polonia. Pe moment spiritele se aprind, încep discuțiile și fiecare vine cu câte o propunere. Dar, datorită neînțelegerilor, totul se lasă baltă. Toți 16 ne-am împărțit pe diferite sectoare și cu toate eforturile noastre, încă nu am dat roade, zic acești muncitori. Toți își dau seama că muncesc din greu, dar nu pentru bunăstarea lor, ci pentru a întreține o clică ale cărei burți sunt prea sătule. Această clică este prea bine cunoscută la noi în țară, cât și în străinătate. Clica, sau mai bine zis, cum este cunoscută la noi sub numere de mafia ceaușistă. 23 de milioane muncesc nu pentru bunăstarea țării, așa cum pretinde domnul Ceaușescu,
ci pentru huzurul și capriciile familiei ceaușiste. Cultul personalității ceaușiste a ajuns la apogeu. Și nu era încă la apogeu în decembrie 1981, după cum bine ne amintim unii dintre noi. Miliția și securitatea, deși sunt bine plătite și aprovizionate, pentru că de așa ceva nu se pot plânge, totuși când au ocazia de a-și exprima părerile în cercuri restrânse, cu siguranță că mai departe nu se va auzi, își exprimă nemulțumirea. Vă rugăm ca această casetă, înregistraseră deci, să fie difuzată în cadrul emisiunii Drepturile Omului sâmbătă seara. De ce am ales tocmai această emisiune, vă voi explica. Datorită faptului că această emisiune se transmită sâmbătă seara și este reluată duminică seara, majoritatea ascultătorilor nu scapă această emisiune. De la război au trecut 36 de ani, iar azi, în loc de nivelul de trai ridicat pe care l-a promis partidul, avem cartele, ne lipsesc pâinea, carnea și multe altele necesare. Ar fi multe de spus, stimate domnule director, dar suntem convinși că dumneavoastră le știți mai bine decât noi. Nici unul din cei 16 colegi nu a făcut cerere de a pleca din țară și nici nu vrem să plecăm, pentru că vrem să luptăm și să ne dezrobim țara de cotropitorii nesăbuiți care au căzut pe capul nostru, familia și clica mafioților Ceaușescu. Transmitem pe această cale cele mai calde și sincere urări de bine și prosperitate eroicului popor polonez și sindicatului Solidaritatea în frunte cu bravul ei conducător, Lech Walesa. Poate că într-un viitor apropiat va înțelege și poporul român să urmeze exemplul poporului polonez, scuturându-se de jugul asupritor al comunismului. Vă mulțumim cu deosebit respect pentru difuzarea acestei benzi și vă urăm multă, foarte multă sănătate și să ne țineți la curent cu toate știrile, ca și până acum, zic acești bravi oameni, care încheie la mulți ani pe 1982. Aș fi atât de curios ce s-a ales de acești oameni. Ce mai fac, mai sunt astăzi în viață, ce mai gândesc, ce au făcut, cum ar privi astăzi lucrurile. Acesta este volumul întâi, care merge cu scrisorile transmise de Radio Europa Liberă între 1979 și 1985. Acesta este primul volum, îngrijit, cum vă spuneam, de Gabriel Andreescu și Mihnea Berindei. Și în volumul al doilea, pe care l-am așteptat 4 ani și care a ieșit în 2014, am ales două texte. N-am să vi le citesc integral, dar cred că vă veți da seama și vă veți cufunda din nou în atmosfera aceea teribilă a anilor 80. Această scrisoare este semnată anonim, un anonim, așa semnează, în februarie, scrisă în februarie 1987, difuzată la 29 martie 1987 de Radio Europa Liberă. Și zice așa: în a doua jumătate a anilor 40, pe când studiam franceza și germana la Facultatea de Filozofie și Litere din București, se aflau în rândurile corpului diplomatic trei lectori tineri, la trei limbi moderne diferite, care, datorită calităților lor personale și ale convingerilor lor marxiste, erau predestinați unor cariere sigure în noul regim. Și, în fapt, Mihnea Gheorghiu, pe atunci lector la Catedra de Limba Engleză, Valentin Lipati, lector la franceză, și Alexandru Balaci, la italiană, au făcut deopotrivă carieră. Da, mi-l amintesc pe Alexandru Balaci, eu, personal. Toți trei erau intelectuali de formație tradițională și pe atunci, ca și astăzi de altminteri, comuniștii români duceau lipsa acută de asemenea cadre prezentabile în lumea mare, de dincolo de granițele țării. Atât prin inteligența și bagajul lor de cunoștințe, mai ales prin manierele aduse de acasă. Cei trei puteau discuta oricând de la egal la egal cu orice intelectual occidental. Dar nu mi-am propus să urmăresc în locul acesta cariera celor trei mușchetari ai Facultății de Litere de la București, ci, pornind de la întâmplarea relatată și de la contextul menționat, vreau doar să încerc să răspund la întrebarea gravă, o formulez cu un gust amar în gură, cu o dispoziție nespus de tristă, elegiacă. Cum anume poate un intelectual de factura lui Alexandru Balaci să ajungă la vârsta lui tomnatecă în halul de decrepitudine spirituală încât să poată semna un text ca cel din România Liberă din 24 ianuarie anul acesta? Ce scrisese Balaci în România Liberă? Articolul intitulat Președintele Nicolae Ceaușescu, ctitor de țară nouă, promotor neobosit al noului umanism.
Este în mod evident rodul unei comenzi explicite a redacției României Libere cu prilejul zilei de naștere a lui N. Ceaușescu. Până aici, nimic senzațional. Ritualul se repetă doar an de an, în care intelectualul român nu tresare când sună telefonul în zilele premergătoare aniversării și vine de la o redacție sau o altă comandă pentru articolul omagial. Care intelectual român și mai ales care scriitor român refuză comanda care declină efortul scârnav de a deșerta cuvintele și noțiunile de conținutul lor real? Care scriitor, dependent ca toți confrații săi, fie de fondul literar, fie de salariul de redactor sau de înalt funcționar, își poate îngădui clipa de demnitate în care ar îndrăzni să spună nu? Doar pentru cine cunoaște realitatea țării din ultimii 20 de ani, este limpede că României nu îi se poate aplica metafora lui Marx din 18 Brumar a lui Bonaparte, cum că unei națiuni, asemenea unei femei frumoase, nu îi se poate ierta momentul de slăbiciune în care orice parvenit aventurier a putut s-o siluiască. Numai vizitatorii ocazionali din Occident, naivi și candizi, mai întreabă câteodată, astăzi, cum de este posibil ca nimeni să nu protesteze, că nimeni nu se răzvrătește, cum este posibil să înduri cotidianul cumplit, mizer, degradant, umilitor la fiecare pas pe care ți l-a hărăzit epoca de aur a lui Nicolae Ceaușescu. Este scrisoarea unui anonim trimisă Europei Libere, vă repet, în februarie 1987 și difuzată la 29 martie 1987. Un comunist primitiv și primar, anchilozat în învățăturile la fel de primare ale georgianului, se referă la Iosif Vissarionovici Stalin, expresia georgianului, fără brumă de cultură și fără cunoștințe elementare, a pus mâna pe cârma țării cu ajutorul reposatului său mentor, Gheorghe Gheorghiu Dej. În învățăturile georgianului există un capitol amplu, poate cel mai amplu, un capitol nescris despre tehnica manipulării și preluării puterii. Cu decenii în urmă, pe vremea tinereții mele, Curzio Malaparte, fascist italian, convertit mai târziu la democrație și umanism, făcuse carieră în publicistică și politologie, scriind celebra sa tehnica a loviturii de stat. Singura carte cu care Nicolae Ceaușescu ar putea îmbogăți într-adevăr patrimoniul literaturii politice contemporane ar fi O tehnică a puterii dictatoriale, cele 28 de volume de opere apărute până acum, fiind oricum sortite morilor de hârtie, indiferent de viitorul regimului. Vă dați seama, 28 de volume de opere publicase până în 87 Ceaușescu. Dar în materie de exercitare și manipulare puterii, trebuie să recunoaștem, Nicolae Ceaușescu s-a vădit a fi un maestru fără seamăn. Sistemul a fost perfecționat până a reușit să sfărâme oasele, substituindu-le cu o gelatină politică informă, manipulabilă după bunul plac și mai ales la nivelul intelectual al unui ins care încearcă să impună țării soluțiile unei probleme de algebră superioară fără a ști aritmetică, ba chiar fără a cunoaște tabla înmulțirii. Rezultatul practic, dincolo de falimentul material, a fost instaurarea generalizată la scara întregului popor a unei morale a jigodiei, spune acest anonim. Și mai spune așa, nu o să vă citesc toată scrisoarea pentru că este lungă, dar fragmente relevante vi le-am transmis deja, mai este unul. Aici Alexandru Balaci a încetat să mai contribuie la libretul de operetă scris în colectiv. Aici încetează și gluma și înțelegerea, încetează toleranța și compasiunea, căci în punctul acesta Licheaua se autodepășește în lichelism, își transgresează propriul perimetru și se înalță la rangul de canalie. Mă întreb cum de se mai poate uita un intelectual de factura lui Alexandru Balaci în oglindă dimineața după ce a șternut conștient o astfel de inepție pe hârtie, se plânge un anonim scriind Europei Libere, dar parcă omul ăsta ar fi fost singur. Câte astfel de cazuri de canalie nu am cunoscut în acei ani și după. Asta este volumul al doilea, 1986-89. Scrisoarea aceasta a fost citită la Radio Europa Liberă în 1987 și aș mai vrea să vă citesc una care se referă la școală, la școala românească, aceea pe care noi astăzi, în 2023, o lăudăm atât de mult chipurile, de parcă n-am fi trecut prin ea și nu ne-am fi prins despre ce era vorba. Am uitat repede.
Ionel Maestorașu din Iași se semnează autor al acestei scrisori, difuzată la 20 noiembrie 1988. Și zice așa, aspect ale învățământului general și artistic din România, zice domnul acesta, în 88, către Europa Liberă. Sunt două volume document, să știți, pe care merită să le aveți. Învățământul din România, zice Ionel Maestorașu, un pseudonim desigur, poate fi socotit bun la copiii mici, la clasele 1-4, în sensul că orice poezii și lecturi partinic-patriotice ar fi, copilul învață totuși citirea, scrierea și aritmetica. Sarcina de a finaliza programa în bune condiții e în mâna învățătorului. Dacă nu punem în discuție faptul că toți copiii care împlinesc 6 ani sunt obligați prin lege să fie înscriși în clasa 1 și odată înscriși an de an vor promova câte o clasă, fără excepție s-ar părea că totul e bine. Dar mai sunt niște indicații drastice de sus care nu dau voie să existe corijenți sau, Doamne ferește, repetenți, fără să fie în pericol pâinea cadrului didactic respectiv, zice omul din Iași. Căci un repetent, se spune, face dovada insuficientei pregătiri profesionale a profesorului său. Dorința fiecărei școli de a raporta situații bune și foarte bune la sfârșitul anului ține de dorința directorului de a-și păstra scaunul, a inspectoratului școlar județean de a fi bine văzut la Ministerul Învățământului și a acestuia de a raporta sus că a aplicat în tocmai indicațiile prețioase. Vi se pare că suntem în 2022? 1988. Așa se face, există uneori în clasa a 8-a elevi cu un nivel de pregătire ca pentru clasa a 3-a, a 2-a sau mai jos și cu toate străduințele cadrelor didactice nu pot fi aduși la linia de plutire a clasei unde figurează. Dezvoltarea intelectuală a minorului în România nu este testată decât de 2 ori. Odată la concursul de admitere în liceu, treapta, adică, care se cheamă examenul primei trepte liceale, iată, și a doua oară la treapta a doua liceală după absolvirea primilor 2 ani de liceu. Cei picați sunt orientați spre licee industriale sau, în ultimii ani, agrare, ramură în care România începe să simtă că e la pământ. De parcă era doar în latura agrară la pământ în 88. Începând din clasa 5-a până la terminarea definitivă a studiilor, fie ele și superioare, indiferent de profil, la începutul anului școlar, 4, 5 sau 6 săptămâni, după cât se prelungește timpul favorabil și adânc de toamnă, se face practică agricolă, ceea ce am făcut și eu. Practică însemnând că se merge la cules de recoltă. Se culege porumb, varză, cartofi, mere, pere, prune, struguri, după specificul zonei. Nu sunt legi scrise în sensul acesta, sunt doar note telefonice venite de sus și este vai de școala ce nu-și face planul. Pare incredibil să vezi cum se adună elevi la școli ca pentru cursuri la ora 8 dimineața, fără cărți și caiete, se face prezența și se pleacă în colonați, sub atenta îndrumare a profesorilor, la culesul recoltei. Odată cu venirea ploilor lungi de toamnă, încep realele cursuri școlare care se fac acum în ritm alert, forțând capacitatea de asimilare a elevilor pentru recuperarea timpului pierdut. Căci nimic nu se reduce din materia ce trebuie predată. În liceele de artă, care nu sunt scutite de constrângerile acestui fel de așa zis patriotism, se adaugă programului zilnic și timpul necesar studiului de specialitate. Dacă socoți că într-un liceu timpul mediu afectat studiului este de 6 ore, la care adăugăm 4 ore de pregătire individuală acasă a lecțiilor de mâine, mai socotim și o oră cel puțin drum dus întors între școală și casă, se naște întrebarea cât mai are timp elevul să-și simtă copilăria. Eram în 1988, atenție! Doar se dovedește clar, cu creionul pe hârtie, că e mult mai ocupat ca părinții săi, al căror program de muncă este de 8 ore. În privința învățământului artistic, putem spune de la început că sunt promovate din multitudinea de talente doar acelea care se află pe linie, acei inteligenți care știu să împace și capra și varza, cum se spune, căci calificativele bune nu iau decât lucrările artistice care pot servi drept fond scenografiei ideologiei comuniste, indiferent că e vorba de muzică, dans, artă plastică, artă dramatică sau literatură. De mai bine de 4 decenii este vânturată concepția artei cu tendință împotriva artei pentru artă, a artei pentru popor, un popor constrâns să urmeze morala proletară a ideologiei comuniste. Și așa merge această scrisoare până la sfârșit când spune așa.
Tuturor artiștilor li se cer în pragul iernii să pregătească o lucrare demnă de a fi oferită cadou președintelui Ceaușescu, 26 ianuarie, și Elenei Ceaușescu, 7 ianuarie, cu ocazia zilei lor de naștere. Nimeni nu e obligat, că doar nici nu sunt plătite aceste lucrări, dar cel care este rugat, dacă refuză, liniște nu va mai avea. Mijloacele de constrângere sunt suficiente, de la neacordarea ajutoarelor de creație, împrumuturilor la achiziționarea de lucrări sau scoaterea din concurs când e vorba de vreo comandă. Clasic, nu? Și în încheiere zice așa, atmosfera artiștilor și viața lor din România este tristă și apăsătoare. Toți își amintesc de o tinerețe plină de vise, toți trăiesc blazați cu gândul întors în trecut. Avem artiști mari de talent și resurse rare care rămân necunoscute publicului românesc, necum celui străin. Contactul cu manifestările plastice oficiale nu dă dimensiunea reală. Nu vizitarea expozițiilor, ci atelierelor de creație ne relevă adevărul despre zbuciumul căutărilor și realizărilor adevăraților artiști români, acești sihaștri ai unui blând, răbdător și înțelept popor. Să știți că eu mi-amintesc bine de aceste scrisori. Cred că pe acestea le-am și ascultat la vremea respectivă la Radio Europa Liberă pe unde scurte și mă miram de câteva lucruri. Mă miram cum este posibil ca acești oameni să reușească în primul și în primul rând să trimită acele scrisori și ele să și ajungă la redacție și să fie citite pe post. Și mă temeam, mă puneam în pielea lor și mie mi-ar fi fost teamă ca nu cumva să mă repereze și vă dați seama ce consecințe ar fi putut să fie. Au fost oameni temerari, au scris și documentele acelea istorice formidabile, importante, au fost, iată, adunate în două volume. Ultimul deceniu comunist, scrisori către Radio Europa Liberă, volumul 1, 1979-85 și volumul 2, 1986-1988. Sunt cărți de avut, cărți de parcurs și de reamintit, citind aceste mesaje venind din întunericul, din bezna României ceaușiste, cam cum se trăia, cam cum se gândea și mai ales cam cum se spera. Aceasta a fost ediția din această duminică a Cărții Săptămânii. Vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți acest canal de YouTube și vă abonați la el, așa cum vă mulțumesc că intrați pe Facebook Cristian Ivaneș Oficial și că sprijiniți acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei să auzim numai de bine.